Bună! Mă numesc Maria și aș vrea să postez pagina lui Eugen Brânțov, istorioara mea Hazlie, care am pățit-o vreo lună în urmă. Că nu pot să o țin în mine, că buhâniește! Mă iertați! Precis că o să stau în pat, numai puțin de o săptămână. După ce am fost la furat, nu zmeură, dar chiar maline. Mai bine, Doamne, o cumpăram ca o fumie de la piață. Și acum nu eram zgâriete ca de mâți pe față. Mai pe scurt, mai ieri, nenașa, cu o idee o vrut să vină. Că i-a spus cum e tragașa, unde pe deal este malină. Și chiar de lanu i păzit, ea știe un hod, o cărărușă, pe unde spate de ciordit, frumos câte o căldărușă. Și dacă toate fetii mari, cu nepoți la grădiniță, cu pensiune în buzunar, dar mintea ca de gârgăriță, toate câte o căldărușă, și ca să-mi iasă acum rima, frumușel, pe cărărușă, am plecat să facem crima. Da, crimină pristupnișile Moldovii. Să dăm exemplu la nepoți. Trei nebuni fără minte. Dar eu rănit în chiloți. Că eram cu a noastră zile sfinte, să mă iertați, de concretică. Și bată-l Dumnezeu să-l bată cam de văi și de dealuri și de stânci. Că am mers ca la armată și pe plastunschi și în brânci. Dar am ajuns, Doamne, maline și cu o hărnișie mari, frumușel, ca o alghine, puneam malina în căldare. Și când era căldarea plină, o hrana, Doamne, nizărești. Și până spre noi se vine, un foc din pușcă în sus trăsnește. Babah! Dar pe lumii dragă, de la școală, așa ca vântul n-am fugit. Am uitat, Doamne, de boală, că organismul ni-a rănit. Of, mi-aduc aminte, mi-e strașnic. Trei iepuroaișii, da bătrânii, cu un corp din urma noastră, lăsând urmii de maline, fugeam toate înspre casa noastră. Și dacă frica și viteza mare, cărărușa n-am găsit. Am mers așa la întâmplare și în porumbrele ne-am vârât. Așa-i, dacă e mare frica, nici durerea nu o simțim. Dar auzăm cum eu și nenășica ca arișii fosăiem. Ori nici arișii nu fose așa, idei la. Și când am ieșit din porumbrele, eram cele mai cochete. Nici orhidei și nici lalele. Rupte, boțete, zgâriete, căldările, Doamne, de șarte, dar gașa nici nu o avea. În schimb, salvate de la moarte. Așa că Dumnezeu cu ea. Și iată așa, că îmi stau zgâriete, cu un cur negru și frumos, căci când fugeam ca o rachetă, foarte des cădeam și pe jos. Și acum nu știu ce să fac. De mă întreabă nepoțica. Dar o să-i spun, nu o să mai tac. M-a zgâriat scumpii pisica. Dar după cum arăt la față, zgârietă de pisici. S-a rămas pe la de dimineață, nu că se pon, dar conariș. Și ia ca și istorioara, care sufletul mi-a lină, cum bunica Mărioara o fost la ciordit și e malină. Am măcar și povestit la nepoți. Mulțumim pentru atenție, sper să vă placă și aștept comentariile dumneavoastră, ghidușnicilor.